Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Dofteana. Asfaltări pe ultima sută de metri. Extindere rețea de apă la Gura Văii. A debutat campania Spune nu drogurilor. Dedicare și foarte multă implicare, asta a făcut un primar care nu a rămas indiferent la nevoile comunității. În condițiile în care alți edili se chinuie să tragă apă în comună, primarul comunei Gura Văii, Silviu Tinei, scrie proiecte pentru extinderea rețelei de apă. La Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației am semnat contractul de finanțare pentru investiția extindere rețea de apă potabilă în comuna Gura Văii, județul Bacău. Cu 6,3 milioane de lei din fonduri guvernamentale și 400.000 de lei. Efortul bugetului local, contractul de finanțare garantează continuarea investițiilor în apă potabilă până când ultimul om va avea acces la această indispensabilă resursă. Alături de mine, nelipsita și neobosită echipă PSD formată din deputații Costel Nicolae Dunava și Ionel Floroiu și vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Gelu Panfil, mă înclin și mulțumesc în numele comunității din Gura Văii pentru atenție și sprijinul acordat. Aceeași asociere ce a reușit furnizarea apei potabile în Motocești, Temelia, Păltinata, Dumbrava și Capăta, în calitate de unic ofertant și câștigător al licitației, îmi oferă garanția și siguranța că unde astăzi nu avem rețea de apă, în scurt timp aceasta va curge la robinete. Voi emite ordinul de începere a lucrărilor, transmite primarul comunei Gura Văii, Silviu Tinei. Campania Spune Nu drogurilor a debutat marți 3 octombrie la Cinema Capitol din Onești, în prezența a peste 300 de elevi, cadre didactice și părinți. Au fost primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină, preotul protopop Ioan Brgăoanu, prefectul județului Bacău Lucian Bogdanel, reprezentanții conducerii penitenciarului Spital Târgu Ocna și ai Centrului Educativ Târgu Ocna. Au mai fost tineri deținuți, foști consumatori de droguri, care au istorisit celor prezenți experiențele nefaste cauzate de întâlnirea cu substanțele interzise. Cu siguranță, poveștile de viață ale lui Mihai din București și Alex din Constanța au convins și ultimul sceptic prezent în sală să spună nu consumului de droguri. Duminică, 1 octombrie, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină a pregătit un spectacol de zile mari. Evenimentul s-a desfășurat la sala polivalentă din Onești, iar vârstnicii au fost întâmpinați cu flori și cu bomboane înmânate de către primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină și de viceprimarul Adrian Jilcu. Un mare număr de oneșteni au venit să-l aplaude la scenă deschisă pe Gabriel Dorobanțu. În deschiderea evenimentului, președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, a ținut să remarce că se vede cu ochiul liber cum Oneștiul renaște. Încă o dată bună seara și bine ați venit la acest eveniment de suflet, un eveniment care a debutat în urmă cu 11 ani, în anul 2012, la inițiativa mea și cu sprijinul consilierilor locali. În urmă cu aproape 3 ani, promiteam în fața dumneavoastră că voi face tot ce îmi stă în putere și în priceperea mea. Iată acum la 3 ani, aproape 3 ani distanță, pot spune că Dumnezeu într-adevăr a fost lângă mine și lângă dumneavoastră, pentru că s-au întâmplat lucruri în oraș, sincer spunându-vă, mai mult decât mi-am imaginat la acea vreme. Pentru că nu toți dintre dumneavoastră aveți timpul, răgazul să parcurgeți orașul în lung și în lat, cu permisiunea dumneavoastră voi enumera câteva proiecte care le-am implementat în acești 3 ani. Și aș începe cu cel mai amplu proiect, este vorba de modernizarea infrastructurii pietonale și rutiere și în același timp modernizarea mobilierului stradal. În acești 3 ani la Onești s-au montat, s-au modernizat peste 100.000 de metri pătrați de trotuare, peste 3.000 de locuri de parcare, de asemenea au fost achiziționate și montate 4
420 de bănci, 400 de coșuri de gunoi noi, 15 locuri de joacă noi. Toate acestea care vi le-am prezentat din bugetul local, un efort mare pentru bugetul primăriei Onești. De asemenea, în aceste momente, fiecare dintre dumneavoastră vedeți zi de zi cum evoluează un proiect îndrăzneț, este modernizarea piaței Casei de Cultură. Acest proiect, în urmă cu 7-8 luni, deși spuneam cu încredere că vom finaliza la finalul lunii decembrie, la momentul respectiv mă bazam doar pe puterea lui Dumnezeu. Tehnic, nici eu nu credeam că se poate realiza acel proiect într-un timp atât de scurt. Însă acum pot să vă asigur că pe 31 decembrie vom sărbători Revelionul, trecerea dintre ani, în piața Casei de Cultură. În paralel, lucrăm la modernizarea spitalului. Peste 20 de milioane de euro se investesc în spital, în modernizarea spitalului și aparatură de ultimă generație. Se lucrează intens la două școli și o grădiniță, care vreau din nou să vă asigur că pe 31 decembrie trebuie să fie gata, făcută recepția. Se lucrează intens la noua stație de captare, cu sprijinul Raja. În luna mai, anul viitor, vom avea sursă de apă, vom avea la sfârșitul acestui an, dar cu probe undeva în jurul, aproximativ în luna mai, vom avea a doua sursă de apă, Oneștiul nu va mai cunoaște întreruperi de apă. Număram zilele trecute 17... Număram 17 șantiere care se desfășoară în diferite stadii în Onești. Am sărit iar un lucru foarte important, creșa, s-au început lucrările pentru construirea unei creșe noi. Emoții și bucurie, cam asta au simțit studenții la deschiderea noului an universitar. Luni, 2 octombrie, în aula Universității Vasile Alexandri Bacău, a avut loc festivitatea de deschidere a anului universitar 2023-2024 în prezența oficialităților, colaboratorilor din mediul socioeconomic, cultural și sportiv, al profesorilor și studenților, dar și al părinților. Au fost prezenți Mircea Fechet, ministrul mediului, apelor și pădurilor, Lucian Gabriel Bogdanel, prefectul județului Bacău, Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău, Lucian Stanciu Viziteu, primarul municipiului Bacău și profesor Ana Maria Egarmin, inspector școlar general, care au transmis mesaje pentru studenți și profesori la început de an universitar. Începem cu bucurie nouul an universitar. Pentru prima dată, în ultimii 4 ani, avem un număr mare de bobocei. Această admitere a fost un succes și suntem foarte, foarte mândri de acest lucru și felicit colegii că s-au implicat foarte mult în a atrage mai mulți studenți. A fost o admitere foarte bună și în ceea ce privește studenții internaționali. Avem studenți din peste 21 de țări, chiar din Statele Unite, Canada, Guinea, Bissau, Maroc, Thailanda și alte țări exotice, ceea ce ne dă credere că facem un învățământ de calitate. De asemenea, suntem preocupați pe viitor să ne călăuzim activitatea pe mai multe principii. Primul principiu, universitatea aproape de tine, aproape de studenți, aproape de comunitate, aproape de mediul socioeconomic și administrativ. De asemenea, nu dorim să creștem calitatea educației, dorim să realizăm digitalizarea universității, internaționalizarea, creșterea performanței în cercetare, asigurarea sustenabilității universității. Aici avem foarte multe proiecte pentru a deveni o universitate sustenabilă și de asemenea ne preocupă
foarte mult să atragem cât mai multe fonduri europene ca să putem dezvolta și mai mult această universitate și să devenim un pol de atracție în regiune. Topul facultăților, care a fost, să zicem, în topul preferințelor la Bobocei? Ce facultate? În top a fost Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, dar la toate celelalte facultăți s-a constatat o creștere semnificativă a numărului de candidați. La licență au crescut cu 11%, iar la master cu 7%. În această toamnă, Universitatea Vasile Alexandru din Bacău intră în al 63-lea an de existență, respectiv Bobocii din anul acesta vor fi a 63-a promoție a universității. În cele 26 de programe de master, 36 de programe de licență și 3 programe de doctorat începând de anul trecut, universitatea caută să-și găsească locul în area învățământului național și internațional. Începând de anul acesta, suntem și în consorțiu internațional a universităților privind Erasmus Plus și dezvoltarea unor proiecte europene cu universități din Belgia, Spania, Olanda, Germania, care deja au obținut calificativul de excelență în primul proiect depus. Doresc studenților Boboci și tuturor studenților un an universitar cât mai plăcut, cu realizări și să se distreze, să realizeze cât mai multe acțiuni, pentru că sunt tineri, sunt dinamici și au un loc în care să se manifeste. Universitatea Vasile Alexandru din Bacău. Astăzi ne aflăm aici pentru a deschide un nou an universitar pentru studenții Universității Vasile Alexandru. Ne bucurăm să-i avem aici alături de noi și sperăm să avem cât mai multe momente frumoase alături de ei, dar și ei să-și dezvolte cât mai mult cariera alături de UBC și de comunitatea noastră. Am înțeles că anul acesta un mare număr de bobocei au optat pentru Universitatea Vasile Alexandru. Da, avem o creștere la nivel de bobocei, de studenți și ne bucurăm să avem cât mai mulți colegi alături de noi. Sunt optimistă, îmi doresc să încep un nou capitol în viața mea și să învăț cât mai multe lucruri noi despre subiectul. Sunt la Facultatea de Litere, la specializarea română-engleză. Și de ce ai optat pentru Bacău și nu pentru altă? Pentru că așa am simțit. De fiecare dată când am vizitat acest loc din dorința de a-mi alege instituția care să-mi călăuzească pașii academici, am fost primită cu mare bucurie și deschidere față de viitorii studenți. Am simțit ca nicăieri altundeva că aparțin locului datorită oamenilor minunați care au făcut posibile diverse activități și workshop-uri din cadrul universității. Da. Emoții, bucurie, iată cu toții ne pregătim de un nou an universitar la Universitatea Vasile Alexandru. Așa este. Acum să știți că și eu am emoții, chiar dacă au trecut foarte mulți ani de când am început pentru prima oară universitatea, însă e un moment cu siguranță special. Universitatea Vasile Alexandru fiind unul dintre stâlpii județului nostru, al municipiului nostru și cu siguranță e o zi importantă și pentru noi și pentru profesori, dar mai ales pentru studenți. Iată că foarte mulți studenți au optat anul acesta, cel puțin așa din datele oficiale RESE, foarte mulți au optat pentru această universitate. Asta discutam mai devreme cu domnul rector și anume că în ciuda faptului că a fost un an greu pentru toată lumea, Universitatea Vasile Alexandru își păstrează prestigiul și cred că nimic nu dovedește mai bine acest lucru decât numărul mare de studenți și apetitul mare pe care studenții din Bacău și din împrejurimi îl au pentru această universitate. Ce le-aș transmite boboceilor, cei care au intrat în primul an? Le-aș transmite să fie optimiști, le-aș transmite faptul că, deși sunt la început de drum, ar trebui să se autoexploreze, să-și clădească prietenii, să încearcă să profite de acești ani despre care se spune că sunt cei mai frumoși ani ai vieții, să se descopere pe ei înșiși și, bineînțeles, nu în ultimul rând, să
meargă la școală și să-și învețe tot ce au de învățat. Felicit astăzi toți studenții care își încep, o parte își încep drumul către viață. Le doresc în primul rând mult succes și le doresc să învețe. Pentru că eu cred că ceea ce este mai important înainte de vorbă este de a face treabă. Și ca să faci treabă, pentru a face ceva, trebuie să știi, trebuie să cunoști. Ori facultatea reprezintă unul din principalele drumuri, porți deschise spre cunoaștere. Universitatea din Bacău e o universitate de renume și o universitate care a ridicat multe generații și a îndreptat multe generații către cunoaștere și o parte dintre cei care au învățat în această facultate se regăsesc în diferite poziții în cadrul ori administrației locale, ori în zona privată. Un mesaj pentru Bobocei, ce le-ați transmite, ce gânduri? Mult succes, curaj și învățați! Lucrări pe ultima sută de metri la Dofteana. Atât primarul comunei Dofteana, Ioan Bujor, cât și președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, au verificat în teren stadiul lucrărilor la varianta ocolitoare a comunei Dofteana. Da, într-adevăr, mă bucur să văd că asocierea făcută cu UAT Dofteana astăzi se apropie de final. Am parcurs întregul drum și am văzut că lucrările arată foarte bine și chiar văd și utilitatea acestei legături. Leagă un drum județean cu un drum național, ceea ce este foarte important pentru locuitorii din această zonă și pune în valoare și potențialul poate turistic. Priveliștea este minunată de aici de pe deal și am remarcat faptul că nu-i doar o lucrare de turnat asfalt, de refăcut, ci și o lucrare care colectează apele pluviale, extrem de importantă, ceea ce înseamnă că poate reduce și riscul de inundații din zonă. Am remarcat că în ultima perioadă, în ultimii ani, Consiliul Județean s-a aplicat foarte mult asupra lucrărilor din județ și nu doar la Dofteana s-au făcut lucruri importante. Nu, avem un program ambițios de asfaltare la nivelul întregului județ, un program care a demarat la începutul lui iunie sau la finalul lui iunie, undeva când se poate turna, când permite timpul să se poată turna asfalt, se pot reface drumurile județene și sperăm ca undeva în cursul lunii octombrie, până când ne mai permite vremea, să avem kilometri importanți de asfalt turnat în toate zonele din județul Bacău, mai ales cele care sunt afectate și au o structură precară. Mai avem apoi în anul următor să refacem și alte drumuri județene care se prezintă rău în acest moment. Am luat-o după un program de viabilizare a drumului, după ce am văzut care este starea fiecărui drum și în funcție de importanța acestora am demarat un plan de întreținere la nivelul întregului județ. De data aceasta a fost Dofteana a avut noroc de un constructor extrem de sârguincios și corect. Da, mi-aș dori ca să am la nivelul întregului județ pe orice lucrare pe care Consiliul Județean scoate la licitație să avem constructori serioși, că în așa fel să termine în termen. Uite aici un exemplu extrem de bun că a terminat înainte de termen. Și asta înseamnă pe de o parte seriozitate, pe de altă parte profesionalism și nu în ultimul rând un câștig pentru județ, pentru că atât timp cât lucrările nu trenează și nu sunt întârzieri nejustificate, în mod clar asta înseamnă că obiectivele pe care ni le-am stabilit la începutul mandatului, la începutul anului, se finalizează în termen util. Astăzi este ziua când se toarnă stratul de uzură de 4 cm și sperăm ca în două zile să fie gata, pentru că lungimea este destul de lungă să ieșim în DN12A. Apoi urmează celelalte retușuri care sunt mici, montarea indicatoarelor și marcajele
pietonale. Și atunci putem să spunem că este gata și putem să facem recepție la terminarea lucrărilor. Am văzut deja foarte mult se bucură de această cale de acces și parcă ar vrea să intre pe folosința lui, dar deocamdată nu s-au terminat, nu? Da, să știți că foarte multă lume din localitatea noastră și nu numai au venit de curiozitate să vadă acest drum, chiar dacă el a fost închis printr-o barieră, au dat bariera deoparte și au venit să vadă acest drum. Și marea majoritate dintre dumnealor își doresc finalitatea, domnul primar, când îi dați drumul. Correct. Noi să sperăm ca la 1 noiembrie cel târziu, pentru că pentru marcajul pietonal trebuie lăsat cel puțin 2 săptămâni pentru ca să se întărească bine mixtura asfaltică și după aia urmează marcajul pietonal, apoi recepția terminării lucrărilor. Și atunci, și de ce nu, o să chem toți cetățenii Dofteana care au posibilitatea să vină să fie și dumnealor aici alături de noi, cum spunem noi, tăiem și pamblica, atunci și vom da drumul să fie funcțional. Dar toate aceste lucruri le va hotărâ președintele Consiliului Județean, domnul Valentin Ivancea, pentru că finanțatorul principal este dumnealui, deci Consiliul Județean, care ne-a asigurat peste 90%, 90-95% din total finanțarea acestui drum. Ați avut un parteneriat frumos pe care l-ați desfășurat de câțiva ani de zile cu cei de la Consiliul Județean și cu echipa care conduce, de fapt, Consiliul Județean și iată că lucrurile bune se văd. Da, deci parteneriatul frumos din totdeauna se face de așa natură între oamenii serioși care se țin de cuvânt. Deci același lucru am făcut și noi. La momentul propunerii noastre, cu mai multe semnături din partea cetățenilor din localitate și când le-am dus pe masa președintului Consiliului Județean, dumnealor le-au studiat, noi am făcut proiectul, stabilit a fost de la început noi să facem proiectul și dumnealor vine cu 95% maximul valoarea din totală a proiectului. Diferența am venit noi doar cu 5% și în aceste condiții lucrurile au mers bine, au mers, cum spunem noi, strună. Și vremea a ținut cu noi, constructorul nu mai vorbim pentru că a fost o câștigat licitația un constructor serios și lucrurile au mers perfect. Dar aș vrea să vă spun și cu această ocazie faptul că mulțumesc tuturor celor implicați, președintelui Consiliului Județean, consilierilor județean, indiferent de coloratura dumnealor politici, care au fost de acord și au votat în unanimitate la momentul respectiv pentru ca acest drum să ia ființă și să facă legătura între cele 4 sate, cum vă spuneam, Seaca, Haideac, Ștefan Vodă și Dofteana. Și în ultimul rând vreau să adresez cuvinte și domnului europarlamentar Dragoș Benea, care ne-a fost și ne este de fiecare dată alături pentru ducere la îndeplinirea tuturor proiectelor noastre. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 7 octombrie, cerul va fi în cea mai mare parte senin. Maxima zilei urcă până la valori de 22 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 14 grade Celsius. Duminică 8 octombrie, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei urcă până la valori de 21 de grade Celsius. Sunt posibile spre după amiază să apară averse de ploaie, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 6 grade Celsius. Luni 9 octombrie, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei ajunge până la valori de 16 grade Celsius. Dimineață pot să apară pe alocuri izolat averse de ploaie, iar minima pe timpul nopții coboară până la 6 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.